Neața bună tuturor, mai sunt 4 zile până la sosirea lui Moș Crăciun și deja ne preocupăm să facem cel mai mare om de zăpadă, asta dacă vremea va ține cu noi, adică dacă vom avea zăpadă. Numai dacă nu, o să facem un om de ploaie, din câte spun prognozele, dar de prognoze e responsabilă Loredana. Bună dimineața, Loredana! Bună dimineața! Creasa zăpezii în această dimineață, Loredana. Deci Loredana este creasa zăpezii. Păi și atunci ce cadru am asta? Și atunci eu cine sunt? Tu ești omul nostru de zăpadă pentru deci moment. Deci eu sunt soluția de backup, cum ar spune unii. În caz că nu ninge și n-aveți din ce să faceți un om de zăpadă, m-ați găsit pe mine, pe post de om de zăpadă. Tigaia o aveam la locul ei, cratița, da. Că am încasat la tigăi de... Ba când m-ai supărat pe mine, ba când ai supărat-o pe Loredana. Ba când n-am făcut nimic preventiv. Ba când ai luat de gradele ei, cel să-ți fară, hai sau de care ori mai fi, ba câte o tigaie. Da, ba câteodată fără să fac nimic, dar preventiv, așa, ca să nu uit că există tigăi pe să lumea asta, da? Știi? Da, după aia tot, primele 10 tigăi sunt mai grele, dragi telespectatori, după aia încep să te obișnuiești. Iată, deja începe să-ți placă. Vă salutăm, vă spunem bună dimineața și bine v-am găsit la practic cea mai nouă ediție până la aia de mâine a matinalului regional cu ziua în cap. Există însă și diferențe față de ediția de ieri și față de ediția de mâine. Suntem mai obosiți decât cea de ieri și probabil un pic mai odihniți decât pentru cea de mâine. Nu, diferența majoră este că astăzi e Crăciunul copiilor, așa ne-am gândit noi, așa că o să avem mai mulți copii și personaje care se adresează copiilor, pentru că nu ne gândim numai la copiii care vor fi în platou, ca să ne dea o mână de ajutor și ca să mai aflăm cum stă treaba cu Moș Crăciun, cam pe unde se află, că n-are GPS, și o să ne adresăm și copiilor din fața micilor ecrane, sau mai ales acestora. Cei care vor fi în platou vor fi reprezentanții copiilor de acasă, pe care îi salutăm, sau copiilor de la locul de muncă. Poate că oamenii în perioada asta se duc și cu copiii la locul de muncă. Doar lor îndu pleca pe șef să le dea mai devreme drumul la casă. Un pachetel, un coșuleț, nu câteva mici atenții de genul acesta, spunem noi că ar fi binevenit. Așa dar să că, știi că eu îmi fac griji, ca om de zăpadă, îmi fac deja griji. Dar atenționează-i tu pe șef și după aia vreau vă spun să le atrag și... atenția ca un mic cadou, da? Un lucru pus deoparte pentru angajații model. Deci cum te-ai pronunțat tu, s-ar putea ca oamenii să înțeleagă șefii. Da. Și cum îi cunosc eu pe șef, da? Ai zis să le facă câte un mic cadou. Deci s-ar putea ca tot să primească câte un mic. Pe post de primă de sărbătoare. Un mic cadou, nu? Da. Măcar atât gestul. Măcar un mititel, da? Apropo, ce ziceai tu de cadou cu copilul, să te duci la muncă. Chiar i-s întâmplat unui prieten al meu, s-a dus cu copilul la muncă, a ajuns și zice, uite tati, el e șeful. Și copilul a început să-i vorbească foarte urât și să-l ia la picioare și să-i dea cu pumn, cu picioare. Și după aceea, mă rog, la câteva zile se duce și cere scuze, îmi cer scuze că s-a întâmplat așa. A mai avut unde să se ducă să ceră scuze? Da, de ce a avut reacția asta? Păi, pentru că atunci când spune, tati, ia uite ce jucărie frumoasă, tati, nu ne-a dat șeful bani. E, da, el e vinovat, deci șeful este vinovat de toate cele ce se întâmplă. Așa că, dragi șefi, aveți grijă cum vă... purtați. Cine știe cum dați de copii angajaților și vai da. De pielea și vai de șefii care ne ascultă de copii angajaților și de părinții care ne ascultă de copii și tot așa. Mai ales că astăzi e Crăciunul copiilor, deci cam ei fac legea pe ziua de astăzi. De mâine încolo se schimbă situația și dăm și noi mintea copiilor. Pregătiți-vă pentru niște ediții speciale aici la matinalul regional cu ziua în cap până în 24 decembrie. Era să zic 24 ianuarie, dar tot s-a întâmplat altceva, nu? Revenindu-ne, însă trebuie, apropo de evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului, mă gândeam și eu la asta, 24 ianuarie, noi ne uităm la ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în ziua de 21 decembrie. Cum aflăm de tot ce s-a petrecut relevant pentru istorie în ziua de 21 decembrie? Uitându-ne în calendar, în calendarul zilei.
1375, la 21 decembrie, a încetat din viață Giovanni Boccaccio, scriitor italian. Cu povestirile sale, reunite în Decameronul, a influențat nu numai dezvoltarea literaturii italiene, dar a creat și modelul nuvelei, reluat în creația multor scritori europeni. Personajele create de Boccaccio se remarcă în epocă prin realism, spirit și inteligență, prin puternică ancorare în cotidian, spre deosebire de personajele din scrierile contemporanilor, mai preocupate de virtuți precum cavalerismul, pietatea și modestia. În 1917, la 21 decembrie, s-a născut Heinrich Böll, unul dintre cei mai proeminenți scriitori germani de după cel de-al doilea război mondial. Romancierul a primit premiul Nobel în 1972. Membru al grupului 47 și profund implicat în viața publică din Germania postbelică, Böll și-a asumat alături de Günter Grass rolul de conștiință a generației sale. Cărțile lui, traduse în peste 30 de limbi, vorbesc despre rănile încă nevindecate ale poporului german și necesitatea de a privi în față un trecut întunecat și dureros. La 21 decembrie 1940, înceta din viață Francis Scott Fitzgerald, scriitor american. S-a bucurat de la bun început de o imensă popularitate, dar și de recunoaștere critică, fiind considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai generației pierdute. Este cunoscut pretutindeni în lume datorită bestsellerului Marele Gatsby, al doilea mare roman scris în limba engleză în secolul 20, după Ulise de James Joyce, conform ziarului The Washington Post. Cartea a fost ecranizată cu succes, unul dintre cele mai cunoscute filme realizate după romanul lui Fitzgerald, fiind cel din 1974 cu Robert Redford în rolul principal. Am ajuns la ziua de astăzi, când sărbătorim Crăciunul copiilor. Crăciunul, după cum bine știți cu toții, o sărbătoare care ne umple sufletul de bucurie, de armonie și emoție. Astăzi încercăm și, bineînțeles, sâmbătă, când cu toții vom sărbători Crăciunul, vom încercăm să fim mai buni, să ne bucurăm de colinde și să păstrăm tradițiile și obiceiurile preluate de la străbunii noștri. Și străbunii și străbunele noastre. Da. Apropo de asta, tu spuneai de spiritul Crăciunului, de faptul că ne străduim cu toții să fim mai buni, mai... L-auzeam pe premierul Emil Boc aseară la radio, care ne spunea cum la anul, deci la anul, totul o să fie, o să curgă lapte și miere. Deci atenție, avem inundații la anul. Deci o să fie totul minunat. Eu, dacă ar fi să mă iau după ce a spus premierul, m-aș grăbi să sărim chiar și peste Crăciun, chiar și peste Revelion. De nerăbdare, numai să vină 2011, că la anul, deci va fi ceva formidabil. Dar am unele rezerve, dați-mi voi, ca om de zăpadă, pot să rămân rece la aceste aspecte. Apropo de rămas rece, când le-am spus, înainte de a-i saluta și pe invitații noștri, primii noștri invitați, de fapt colegii noștri, da. Așa, înainte de a face asta, să le spun telespectatorilor că am fost și eu la film. Chiar deci o experiență pe care trebuie să ne împărtășesc. Am fost la filmul, nu are nicio legătură cu Crăciun. Ba da, dar cred că are legătură cu Crăciunul, că tot de Crăciun s-a încheiat filmul. Am fost la autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. N-am fost singur, norocul meu că n-am fost singur. Am fost cu Andrei. Și unul și altul, deci și pe unul și pe altul, filmul ne-a lăsat, în particular, individual, rece. Deci m-a lăsat rece. La propriu, da. A fost atât de frig în sala aia, în cinematograful Patria din Ploiești, încât nu vă puteți imagina. Dacă ai fi deschis ușa frigiderului, ar fi venit puțină căldură de acolo. Dar n-a deschis nimeni ușa frigiderului. Dar am rezistat cu stoicism, nu o oră, nu două, trei ore. 180 de minute, înmulțiți cu 60 de secunde. De tot atâtea ore am clățănit din dinți. Eu, omul de zăpadă, vă dați seama ce ar fi pățit omul de nisip sau altcineva. Deci, dacă vă încumetați, pregătiți-vă pentru tot ce poate fi mai rece. În rest, filmul merită vizionat. Acum însă haideți să revenim la invitații noștri din platou, da. Deja. Cunoștințe mai vechi de ale noastre, deja putem spune, e vorba de Hari și de Mihnea, pe care îi salutăm acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit, copii! Ne bucurăm să vă vedem și în această dimineață, din câte și am noi. Auzit eu, miercuri, adică mâine se ia vacanță. Ce-i cu voi astăzi?
Noi am luat vacanță de ieri, pentru că doamna a spus că astăzi să nu mai mergem la școală și oricum astăzi a fost ultima zi. Ce învățătoare! Dacă aș fi fost și o colega voastră, pe cuvânt de aș iubi o. O iubiți, nu? Da. Da. Păi o puteți și saluta pe ocazia asta încă o dată, dar important e că... Dar mai bine să nu o dăm de gol, nu? Că v-am învățat așa ceva. Sau să o dăm de gol, să o demascăm. Nu știu. E mai prudent să nu, da? Hai, ne mai gândim. Ne mai gândim. Dar important e că sunteți aici alături de noi. Oricum v-am fi dat scutirea, să știți. Deci, după cum am spus, eu regret că m-am născut un pic cam prea devreme. Păi nu, că da. Că aș fi avut și eu ocazia să-mi iau scutire de la televiziune. Na. Nu, am putea da scutire, că mare diferență între omul de zăpadă sau medic în alb. Nu da, e mare diferență. Suntem oamenii în alb. Mă scot parafa, da. Pixul, nu? Și rezolvăm totul. Da. Am o întrebare pentru cei mici, deja mă grăbesc să intervievez, nu? Să nu stăm degeaba în această zi, sărbătorim Crăciunul copiilor. Ce s-ar întâmpla, facem așa un joc de imaginație, ce s-ar întâmpla dacă pentru prima dată Moș Crăciun nu ar mai veni? Și-ar închide toate atelierele, și-ar trimite toți renii la păscut, și-ar trimite spiridușii să se joace cu bulgări de zăpadă afară, și-ar lua Crăciunița de mână, nu, soția sa, și-ar sta în fața șemineului să bea un ceai cald, mâncând biscuiți, rezemați de spătarul scaunului, stând cu picioarele în fața șemineului. Ia spuneți, cum sună povestea asta? Adică e vreo problemă aici? Da. Ce s-a, problema cea mai mare ar fi că Moș Crăciun... N-ar mai că sosi și parcă mai nici... cadouri. Asta deci, e problema. Asta e mare problemă, nu? Da, înțeleg din punctul vostru. Foarte mare ești, problemă. Ești de acord, Harry? Da. Deci e o problemă majoră. Deci nu e bun scenariul tău. Se respinge de către Comisia Națională a Cinematografiei. Așa mă deci, gândeam este și eu. Asta e un film horror. Da? Este un vis urât, într-adevăr? Este. O dată sau pentru niciodată? Măcar, deci, totdeauna? Hai să zic, ipotetic vorbim doar în anul acesta. N-ar fi foarte rău. A, deci n-ar fi foarte rău, oricum n-a fost un an prea îmbelșugat, cu prea e multe surprize. E un an surprize. Cu criză financiară, cu așa, deci, dar știi, tu începi să seamăn cu, începi să seamăn cu Grinch. Nu, sunt creasta zăpezii astăzi, atât eu și Loredana. Nu, dar eu cred că e o dispută aici, e o mică, mare problemă. Avem două pretendente la același post. Păi, cred că o să fim în situația să organizăm un concurs de Miss Creasa Zăpezi. Și Harry candidează la fel, să știți. Deci cred că e de departe câștigătoare, așa că îmi pare rău. Dar o să alcătuim un juriu așa din colectivul oamenilor de zăpadă și o să hotărâm cine e Creasa Zăpezi până la finalul emisiunii. Poate votează și telespectatorii. Apropo de asta, puteți face acest lucru scriindu-ne la matinalpp@yahoo.com. Și așa vom afla la cine merită să fie Creasa Zăpezi. Nu? Da, dar până la urmă, cine interesează pe noi de Creasa Zăpezi? Pe noi ne interesează de Moș Crăciun. De exemplu, eu am foarte multe curiozități. Știți că și cu ocazia lui Moș Nicolae, eu v-am întrebat de unde își face acesta cumpărăturile și multe alte lucruri. Într-un final l-am aflat pentru că a venit până la urmă și pe aici, pe la noi, pe la Matinalul cu Ziua în Cap. Astăzi, în schimb, am alte curiozități legate de Moș Crăciun. De ce are barbă? De ce nu s-o aranja și Moș Crăciun ăsta? Sau așa îi stă lui cel mai bine? De ce se îmbracă numai în alb și roșu? De ce doar reni și nu cai? Și tu foarte multe rău întrebări. Decât copiii mici care întreabă de ce, de ce, de ce? Ei, uite, îi întrebăm noi acum pe copii, de ce? Credeți că Moș Crăciun nu știu unde barba, să zicem. Nu știu unde barba. Ce să zic? Barba. De fapt și-o tunde. Da? Se tunde? Da. Dar tot timpul are mare. Păi da, dar crește după aia și o tunde, dar tot mare e. Deci ar fi fost și mai mare. Da. Moș Crăciun având o vârstă respectabilă. Adică voi știți, i-ați văzut buletinul lui Moș Crăciun? Că noi l-am văzut în emisia pe cetă, lui Moș Nicolae. Da. Poftim? Nu, dar aveți nu idee, știți, așa da. O fi mai mare ca și eu părinții. Eu zic că dacă aflăm codul numeric personal al lui Moș Crăciun, în felul ăsta vom ști și anul nașterii. Dar s-o fi născut iarna sau în alt anotimp? Cred. Poate. E doar o bănuială. Da, să ții microfonul mai aproape ca da. Să ne auzim și să ne înțelegem foarte, foarte bine. Dar știți, să vă spun ce mi-a spus mie un copil cu minte pe care l-am întrebat, nu când s-a născut Moș Crăciun, am omis asta, ci l-am întrebat când vine Moș Crăciun. Iarna, primăvara, toamna, știți ce mi-a răspuns, nu? Seara. Seara, normal, păi, da, are dreptate. Da. La asemenea întrebare, asemenea răspuns, inteligent. Acum, și întrebarea a fost inteligentă, deducție logică de aici. Dragi telespectatori, o să mai stăm de vorbă cu prietenii emisiunii noastre.
și cu Harry și cu Mihnea, dar după ce vă vom fi spus și ce ne așteaptă din partea astrelor. Nu din altă pricină, ci pentru că avem și niște cadouri de la Moș Crăciun de împărțit. Asta pentru că știți ce a pățit Moș Crăciun? Zilele trecute a fost pe aici. Nu l-am văzut, dar știu sigur că a fost. Și s-a împiedicat de pragul lui. Și uite, vedeți pragul ăla? Multă lume se lovește de el. S-a împiedicat, i s-a răsturnat sapul. Și au ajuns darurile aici, la noi, la VPTV. Deci cine e pățit, știe și suflă și în iaurt. E, Moș Crăciun n-a suflat în iaurt, dar a lăsat o mulțime de daruri pe care noi trebuie să le oferim celor care merită. Ca să aflăm cine merită, la momentul oportun o să ne sunați. Deci până în 8 chiar avem concurs. Fiți pe fază, în fața micilor ecrane. Deocamdată însă avem foro. Ne ocupăm de cele 12 zodii. Am aflat de săgetător că va fi chemat de urgență astăzi undeva. O să aflați de cineva, unde... cândva, pentru ceva. Dar ideea e că nu ne mai uităm în stele astăzi, ci, având în vedere anotimpul, în steluțe, da? Deci în citim steluțe. În steluțe. Horoscop. Așa. Începem, desigur, cu zodia berbecului. Dorul te poartă spre locuri îndepărtate, unde ți-ai dorit foarte mult să fii acum, dar poate dorința ți se va împlini foarte curând, în cazul în care ți-ai stabilit să faci sărbătorile acasă. Iei legătura cu cei dragi de departe și puneți împreună țara la cale pentru a pregăti sărbători minunate pentru toată lumea. Taur, nu te simți bine într-un mediu tensionat în care lumea ridică tonul fără motiv. Se pare că unii au uitat de spiritul Crăciunului și își eliberează nervii cu orice ocazie care se ivește, iar tu nimerești în colimatorul tău fără nicio vină. Gemeni, nu-ți găsești locul nicăieri. Ești trist, îngândurat și nici nu dai peste interlocutori înțelegători care să nu te ia și ei la rost pentru temi ce. Când o zi începe prost, e foarte posibil să o ții așa până la capăt, pentru că nu găsești în jurul tău nimic bun de care să te agăți și să-ți recapeți optimismul. Există totuși o soluție. Uită-te în continuare la matinal. Rac, norocul are în vizor inima ta pentru că îți oferă pe tavă un eveniment care te poate face extrem de fericit. Că e vorba de o întâlnire romantică sau de o veste excelentă, sentimentul de împlinire este același și simți nevoia să îl împărtășești și cu cei dragi. Leu, afli o veste excelentă despre evenimente care vor avea loc în perioada imediat următoare și nerăbdarea crește, mai ales că în jurul tău persoane la fel de entuziasmate de ceea ce urmează să se întâmple. Fecioară, reușești să scoți adevărul la iveală într-o situație în care cineva umblă clar cu cioara vopsită pe lângă tine. Găsești detaliile necesare pentru a-i demasca relele intenții și nu te dai înapoi nici de la a-i face vreun perdav binemeritat, pentru că minciuna și trădarea trebuie pedepsite aspre. Balanță, deși ești o fire sociabilă și comunicativă, de data aceasta îți găsești foarte greu cuvintele pentru că te afli într-un anturaj ostil, care nu te stimulează deloc la discuții deschise. Preferi mai degrabă să taci și să aștepți ca tensiunile să se risipească. Dar dacă e imaginea ta în joc, tăcerea nu este cea mai bună soluție. Deci spune ce ai de zis. Scorpion, ai grijă la tentația ta de a apela la mijloace incorrecte, chiar dacă ai impresia că nu le poate descoperi nimeni, deoarece reacția celor care pot descoperi neregula poate fi foarte severă. De ce să atingi un scop mergând pe căi lăturalnice, cu riscul de a fi judecat după aceea foarte dur? Săgetător! Ești chemat de urgență în altă localitate pentru rezolvarea unei probleme care nu suferă amânare și trebuie să-ți lași toate treburile deoparte ca să ajungi acolo. Este de asemenea posibil ca de departe să apară un mesaj care îți poate modifica planurile pentru perioada următoare. De aceea e bine să nu-ți programezi nimic foarte detaliat, deoarece se pot ivi situații neprevăzute care să modifice planificarea. Repede am ajuns la Capricorn. Ai câștig de cauză într-o confruntare de idei susținută cu ton foarte ridicat și cu un mare consum de patimă, dar tocmai pentru că tu reușești să-ți păstrezi cumpătul și să nu renunți la stăpânirea de sine care te caracterizează, îți vei înfrânge ușor inamicii care nu știu altceva decât să se certe. Inamicii ca inamicii. Vărsător, unii pot să-și exercite autoritatea într-o formă neplăcută, prin interdicții, răzbunări și piedici greu de trecut. Și, cum ei sunt mai puternici, tu nu ai altceva de făcut decât să te supui lor cu umilință. Și pești, greu comunici azi cu cei tăcuți, cu cei ostili, cu cei care nu au chef să coopereze. Deci ar fi mai bine să nu-ți consumi inutil energia pe dialoguri cu surzii, pentru că nu ajungi la niciun rezultat. Deci evitați surzii. Astăzi. Între altele, eu zic să evitați iepurii, deci dacă îl prind pe iepurașul ăla de Paști,
Nu știu, cred că rămâne fără coadă. Sau și așa nu prea are coadă iepurele. Asta pentru că, uite ce l-a făcut, a rămas fără nas. Deci morcovul? Da, deci numai iepurașul de Paști mi-a făcut mie treaba asta. Ce caută el în povestea asta acum, de Crăciun, da? Deci el să-și vadă de sărbătorile lui pascale. Iar noi să ne vedem de ale noastre, de vremurile pe care le trăim și de vremea cu care ne confruntăm. Dar de la cine aflăm cum stăm cu vremea și cu vremurile? De la... Loredana, Crăiasa noastră. De la Crăiasa Zăpezii, da? Bună dimineața. Nu, una o să fie Crăiasa Zăpezii și una Crăiasa Omotului, ca să... Da? Ca să, da? Să ne delimităm așa, nu? Așa că îi spunem Loredana, e bună dimineața încă o dată și așteptăm de la ea prognoza meteo, după care ne vom grăbi să vă anunțăm inundații. Adică o să curgă berea valuri. Și spumă. O să ningă cu cozonac. Cu spumă. Cu spumă de bere, dar și cu cozonaci, că avem de toate pentru telespectatori. Și presărăm un pic de cozonaci, da, mirea. Dar toate astea frici. După meteo, iar meteo după... Generic. Exact. Bună dimineața și bun venit la Vremea și Vremurile. De câteva zile am senzația că totul în jurul meu se mișcă repede înainte, ca în comediile mute de odinioară. Aglomerație pe străzi, aglomerație în magazine, auzi vorbindu-se doar despre brazi, cărnați, porci, buget, salariu, parlament, președinte, femei, revelion, zăpadă, Moș Crăciun, factor, ce să mai sărbătorile de iarnă 2010 România. Nu vreau să ne întristăm, așa că o să încep cu evenimentul controversat, petrecut la 21 decembrie 1989. Mitingul organizat de Ceaușescu, nu se știe dacă din propria inițiativă sau la sfatul interesat al cuiva, în actuala Piața Revoluției, moment considerat a fi începutul Revoluției la București. Au urmat baricada de la Intercontinental, coloanele de manifestanți, lunetiști nevăzuți, eroi martiri, teroriști rămași fără identitate, profitori. Și pun punct pentru că, v-am spus, nu vreau să ne întristăm. Am găsit și vești bune, 100% legate de ziua de 21 decembrie. De pildă, știați că astăzi rebusul sau careul de cuvinte încrucișate împlinește 97 de ani de când a apărut la New York sau că 24 de ani mai târziu, pe același 21 decembrie a avut loc premiera primului lung metraj animat color și cu sunet Albă ca zăpada și cei 7 pitici produs de Walt Disney. Avem și două aniversări adevărate, Stella Popescu și Tic Petroșel, cărora chiar merită să le spunem la mulți ani cu sănătate și fericire. Ca și urări pentru cei care astăzi de Sfânta Iuliana și de Sfântul Temistocle își serbează onomastica. V-am spus eu că una peste alta o scot pe plus cu vremurile. Acum să vedeți și cu vremea. O să avem parte de cer senin, precipitații zero și din punct de vedere termic plus pe toată linia. Se încălzește semnificativ, ceea ce desigur nu-i va bucura pe micuții dornici de derdeluș. Norocul nostru este că Moș Crăciun are sanie zburătoare. Dar să revenim la temperaturile primăvăratice, putem spune. La Ploiești se anunță că acestea vor oscila între 3 și 8 grade, la Câmpina între 4 și 11, la Sinaia între 2 și 8, iar la Predeal între 2 și respectiv 7 grade Celsius. Atât pentru moment, să Dana, și vă doresc ce-mi doresc. Vreme frumoasă și vremuri mai blânde. Revin cu prognoza de 48 de ore în curând. Mulțumim foarte mult, Loredana. Toată despre ninsoare. Păi aia vrea să spun ce ne dorim noi mai mult și mai mult și mai mult. Deci până mă creează zăpezii, deci noi ce vine? Da, vine cu umbrela, uite. Da. O las pe Bianca. Eu am înțeles că după 26 decembrie o să vină zăpada. Ei, atunci hai să vă anunț eu că o să îmi fac și eu, precum Loredana, datoria de Crăiasa Zăpezii, să vă anunț că astăzi, 21 decembrie, este o zi foarte importantă. Ziua de astăzi ne aduce lună plină, vizibilă toată noaptea de la ora 10 și 13 de minute. Ca scăpat de eclipsă, nu? Nu chiar, hai să spun, de fapt și aseară și în această seară și mâine seară, trei zile la rând, vom avea parte de lună plină. Asta am citit eu potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Solstițiul de iarnă va avea loc pe data de 22 decembrie, ora 1 și 21 ora României. Acest moment simbolizează începutul iernii astronomice în emisfera nordică și a verii astronomice, bineînțeles, în emisfera sudică. Deci de mâine, deci când începe practic, ar trebui iarna să la unii la începe vara la ceilalți. Da. Deci depinde pe care parte a pământului te afli sau în ce zonă. Întotdeauna am știut că realitatea e bivalentă, ca să spun așa. Dragi telespectatori, hai să lăsăm discuțiile astea pe tema solstițiului și altor asemenea evenimente astronomice și să ne ocupăm de ceea ce este cel mai și cel mai interesant. Adică... De pauze? Nu pauză. Nu? Nu, în niciun caz, dragi telespectatori, și asta pentru că avem pentru voi...
premii pe care le vom pune la bătaie chiar acum. Ne referim mai întâi și mai întâi la un premiu oferit de... De... Îmi vine să spun pergâmbir. Asta ca să punem teul acolo la locul lui. E vorba așadar de acel premiu care îi tentează pe foarte, foarte mulți. Puteți să rămână și acolo premiul pentru că o să avem o imagine cu premiul acesta generos pe care îl oferim grație sponsorilor noștri. E vorba de bergâmbir, care vă oferă în acest moment nu 12, ci 24 de doze de bere, care vă vor face cu siguranță sărbătorile mai vesele. Deci puneți mâna pe telefoane și formați 0344 115 14, timp în care eu vă spun ce trebuie să știți ca să răspundeți corect la întrebarea pe care vă voi adresa-o. Inaugurată în decembrie 1998, fabrica Bergâmbir Ploiești deține în prezent întreaga capacitate de producție a bergâmbirii sa și reprezintă un investitor important în Prahova. Ce ar mai fi de reținut? Că la Ploiești se produc mărcile Bergâmbir, Noroc, Stella Artois, Bex Green Lemon și Lovambrau. Vă oferim acum 24 de doze de bergâmbir. Prietenii știu foarte bine de ce. Pentru că suntem prieteni unii cu ceilalți și pentru că vrem să vă adresăm doar o întrebare. Voi sunați la 0344 11514, ceea ce normal că au și făcut telespectatorii. Deci ne grăbim să spunem alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Cu cine stăm de vorbă? Cu Angel Eugenia din Ploiești. Eugenia din Ploiești, da? Eugenia, fiind din Ploiești, îți va fi foarte ușor să răspunzi corect la întrebare. Pentru că întrebarea sună în felul următor. Unde deține Bergâmbir o fabrică de bere? Bergâmbir deține o fabrică de bere în Ploiești și a fost inaugurată în luna decembrie 1998. Câte informații! Da, prea multe! Nu-i dăm premiul! Nu, răspunsul este mai mult decât corect, așa încât tocmai ai câștigat, Eugenia, cele 24 de doze de bere care sunt sigur îți vor face ție și probabil familiei tale sărbătorile mai vesele, ceea ce ne bucură și pe noi în egală măsură. Răspuns excelent! Aplauze bine meritate! Sărbători fericite! Vă mulțumesc mult de tot! Și noi mulțumim foarte mult. La mulți ani și Crăciun fericit. La fel, și un an nou plin de realizări vă dorim. Rămâneți cu VPTV. Pentru că mai sunt și alte premii pe care vi le oferim. Dar eu am crezut că o să te legi de motoul prietenii știu de ce și atunci dacă prietenii știu de ce, vreau să întreb, păi de ce? Da-ia. Am crezut că asta era întrebarea. Între prieteni așa funcționează. De ce? Da-ia. Am înțeles. Tu astăzi ai o problemă cu de-ceurile. De ce Moș Crăciun nu se tunde? De ce Moș Crăciun are barba mare? De ce Moș Crăciun se îmbracă în roșu și alb? De ce? Uite, da-ia. De ce să nu mai dăm noi un premiu? Da, de ce nu mai dăm premiu? Păi nu, că îl dăm. La același număr de telefon 0344 115 184 vă așteaptă un coș mare, plin, cu doi cozonaci și două pungi. Bine, coșul s-ar putea să nu vi-l dăm, dar cozonaci sigur și covrigii la fel, da. Deci doi cozonaci mari, pufoși, uriași și de asemenea, da. Trebuie să spun cine îl oferă. Lido Gârbea, cel mai modern complex de morării și panificație din Prahova, vă oferă din producția proprie, pe lângă pâinea tradițională, produse de panificație, specialități de patiserie, produse de morărit. Și în același timp dispune de brutărie, patiserie, moară de grâu, moară de porumb și laborator propriu. Grâul folosit în moara proprie provine de la parteneri importanți de pe piața internă și internațională, deoarece culturile acestora sunt atent supravecheate și selecționate. Așadar, doi cozonaci mari, pufoși, cu stafide și cu nucă, o nebunie, fără mocov, da? Plus încă două pungi de covrigi tradițional, vă așteaptă la numărul nostru de telefon afișat în acest moment pe ecran. Repede, repejor, trebuie să vă grăbiți pentru că cine știe să nu vă ia cineva înainte. Oricum nu sunt singurile premii pe care le oferim astăzi în emisiunea în matinalul cu ziua în cap, dar doar acum dăm noi cozonaci, așadar 0344 115 184. Doi cozonaci, două pungi cu covrigi și o mulțime de surprize pentru telespectatori. Avem deja pe cineva la celălalt capăt al firului telefonic, așa că tragem de fir și spunem alo, bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă? Elena, din Ploiești. Elena, din Ploiești? Da. O mulțime de ploieșteni s-au trezit la ora asta, cred că de au cântat cocoșii la Ploiești. Am fost prima și mi-a luat berea altcineva. Ah, firar să fie! Da, tot o telespectatoare. Doamnele se trezesc mai devreme, se pare, decât domnii care probabil au repetat aseară pentru Revelion și pentru Crăciun, cred. Și de-aia se trezesc un pic mai greu și mai mahmuri. Dar doamnele sunt precise și foarte pregătite să răspundă corect. Dar nici cozonacii nu sunt de lepădat, să recunoaștem, da? Nu. Ci sunt de consumat. Ceea ce vă propunem să faceți, dacă răspundeți corect la întrebarea ce mărci de bere se fabrică la Ploiești? Nu, să nu răsucim cuțitul în rană. O să vă întrebăm despre cozonaci, da? Acolo, repede, repejor, așteptăm un răspuns la o întrebare și anume, care este numele firmei care ne oferă acest coș? Lido Gârbea.
Lido Gârbea, Lido corect. Lido Gârbea, deci e logică, de înțeles, nu? Situat pe DN1,70 km, Movila Vulpi, ea vă trebuie să rețineți. Vă mulțumim foarte mult, felicitări. Și vă aplaudăm, după cum ați auzit de altfel. Să aveți parte de un an nou cu multe realizări și rămâneți în fața micilor ecrane. Mulțumim foarte mult, toate cele bune. Luăm și noi o scurtă pauză, că am obosit. Da, între timp, dacă după tot ai cu cadouri, asta, da? E dimineață, este un ora 8:03, un mic dejun, zic. Luăm o pauză de omletă. Un nou acolo. Da, luăm o pauză de omletă și ne întoarcem aici după pauza de publicitate la matinalul regional cu tigaia în cap. Realitatea nu este un bazm cu oameni de zăpadă. Economia a înghețat și